O femeie s-a dus în vizită la nașa ei. Era ziua nașei, așa că a trecut pe la florărie și a luat un buchet frumos de trandafiri. A mâncat o felie de tort împreună cu nașa ei și au mai povestit. Însă la final, femeia a observat ceva care a făcut-o să plece acasă cu lacrimi în ochi. Când Andra și-a ales nașii, a știut că trebuie să fie doi oameni care să le poată deveni părinți spirituali și îndrumători. Andra și Călin se cunoșteau de un an când au decis să se căsătorească. Au ales doi nași minunați și au avut o nuntă superbă. Nașa ei a ajutat-o să organizeze totul în cel mai mic detaliu. I-a fost alături, a ajutat-o și a sprijinit-o cum a știut ea mai bine. După nuntă, Andra și Călin s-au mutat în casa nouă. Nu era totul roz, dar erau fericiți că se aveau unul pe celălalt. Însă treptat, grijile, ratele la bancă și toate celelalte probleme parcă umbriseră căsnicia celor doi. După mai mulți ani de căsnicie, Andra se simțea pierdută. Viața ei nu arăta deloc așa cum își imaginase. Se chinuia din greu să facă lucrurile în așa fel încât să fie bine, însă nu reușea. Călin era tot mai rece și mai distant, iar căsnicia lor devenise una plină de monotonie și răceală. Într-una din zile, Andra a descoperit ceva care a întristat-o profund. Soțul ei purta niște conversații destul de ciudate cu una dintre colege. Se pare că acea colegă era nouă, iar el o încuraja spunându-i că este puternică, frumoasă, carismatică, amuzantă, muncitoare și că va reuși să ajungă departe în viață. Însă Andra s-a simțit trădată. Și ea avea nevoie de încurajare, de atenție, de o vorbă bună, de un compliment. Dar soțul ei nu o mai observa. Într-una din zile, Andra a trecut pe la florărie și a cumpărat un buchet mare de flori. Era ziua nașei. Pe lângă flori, i-a cumpărat și o pungă de cafea și un parfum frumos. Ținea mult la nașa ei și a simțit că merită un dar frumos. Când a ajuns la ea, nașa a primit-o cu brațele deschise. Chiar dacă nu i-ar fi dus nimic, ar fi primit-o la fel de frumos, deoarece nașa o îndrăgea tare mult pe Andra. "Intră, Fina," i-a spus ea, apoi a închis ușa în urma lor. Au luat loc împreună pe canapea, iar nașul a venit și el să o salute pe Fina. Apoi le-a lăsat să vorbească în liniște, ca două bune prietene. Însă după câteva minute, nașul s-a întors cu două farfuriuțe cu tort și două cafele proaspăt făcute. Nașa i-a mulțumit, la fel și Fina. Au continuat conversația, dar nașa a simțit că Andra avea ceva pe suflet. "Nașa, sunt tare tristă. Am văzut de multe ori felul în care nașul te tratează și cum te soarbe din priviri. Te ajută la toate și îți aduce chiar și cafeaua. Soțul meu nu ar face niciodată așa ceva. Nici măcar un compliment nu-mi face. În schimb, am găsit niște mesaje în care îi face ochi dulci unei colege." Nașa și-a lăsat cafeaua pe masă și i-a spus cu calm: "Draga mea, să știi că și la mine a fost la fel. L-am prins pe soțul meu în timp ce purta niște discuții cu una dintre vecinele de bloc. La început nu am dat importanță, însă când am văzut că interesul lui pentru ea creștea, am luat o decizie. Timp de o lună, m-am despărțit de el. Mi-am luat toate bagajele și m-am mutat înapoi la părinți. A fost o perioadă grea, dar soțul meu a învățat o lecție importantă. Faptul că mă poate pierde în orice clipă și că alta ca mine nu va mai găsi. Nu pentru că sunt eu vreo frumusețe rară, ci pentru că îl iubesc, sunt harnică, am grijă de el și de casă așa cum alta nu va mai avea." Andra a ascultat-o cu atenție, iar nașa a continuat spunând: "Așa că te învăț și pe tine să faci la fel. Arată-i că te poate pierde. Un șoc îi face uneori pe oameni să înțeleagă că trebuie să aprecieze ceea ce au. Altfel pot pierde." Andra a plecat de la nașa ei cu ochii în lacrimi. Avea dreptate. Trebuia să facă ceva, altfel nu mai suporta.
A ajuns acasă, iar în acea seară i-a spus lui Călin că trebuie să aibă o discuție serioasă. Călin, nu mai pot continua așa. Relația noastră nu mai este ce a fost. Tu ai devenit tot mai distant, iar eu mă simt singură. Am văzut mesajele pe care le trimiți acelei colege și asta m-a rănit profund. Călin a rămas surprins, dar nu a știut ce să spună. Nu e ce crezi tu, Andra. Sunt doar niște mesaje nevinovate. Nu e vorba doar de mesaje, Călin. E vorba de noi. De faptul că m-ai lăsat să mă simt neimportantă, neobservată. Am nevoie de un bărbat care să fie lângă mine. Nu doar fizic, ci și emoțional. Nu știu cât mai pot rezista. Andra, te rog, nu faci asta. A spus el cu o voce tremurândă, realizând gravitatea situației. Trebuie să ne despărțim, Călin. Mă mut. Am nevoie de timp să-mi pun ordine în gânduri. Și cred că și tu ar trebui să faci la fel. Andra și-a luat câteva lucruri și s-a mutat cu Chirie. A fost greu și dureros, dar era convinsă că luase decizia corectă. Călin a încercat să o contacteze, dar ea a ales să nu răspundă o vreme. Își dorea ca el să înțeleagă ce pierduse și să aprecieze mai mult relația lor. După 2 săptămâni, Călin a venit la ușa ei, cu ochii plini de lacrimi. Andra, te rog, iartă-mă. Îmi dau seama acum cât de mult te-am neglijat. Te rog, hai să mai încercăm. Nu știu cum să trăiesc fără tine. Andra l-a privit, simțind cum lacrimile îi umplu ochii. Călin, nu e doar o chestiune de iertare. E vorba de respect, de încredere și de cum ne tratăm unul pe altul. Te rog, dă-mi o șansă să-ți demonstrez că am învățat ceva. Fără tine nimic nu mai are sens. Vreau să fac totul pentru ca relația noastră să fie din nou cum era. Andra a stat puțin pe gânduri, dar în inima ei știa că îl iubește. Bine, Călin, îți voi mai da o șansă, dar să știi că dacă nu se schimbă nimic, nu mai putem continua. Călin a îmbrățișat-o strâns, promițându-i că o va face fericită. După 2 luni de despărțire, cei doi s-au reîmpăcat. Călin devenise alt om. O ajuta la toate, îi făcea complimente, îi acorda atenție și sprijin. Andra se simțea din nou iubită, văzută și ascultată. Morala poveștii. Din păcate, unii oameni au nevoie de un șoc să înțeleagă că au un partener minunat alături de ei. Adevărata valoare a unei persoane se vede uneori doar când ești pe punctul de a o pierde. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.